vreau să vă vorbesc puțin despre dispozitivul Spy Air Detect. Să vedem ce conține pachetul. Un suport tip penar, detectorul tip stilou, sonda LED laser, cablul de alimentare și manualul de utilizare împreună cu certificatul de garanție. Să vedem cum funcționează. Detectarea semnalului RF wireless. Porniți dispozitivul și indicatorul de semnal RF se va aprinde. Reglați sensibilitatea semnalului până când indicatorul semnalului de nivel 1 se aprinde. Indicat este să mergeți în apropierea unui router wireless pentru calibrarea acestuia. Indicatorul de semnal este intermitent pe mai multe niveluri când există un semnal. Apăsând tasta M, comutați între modul vibrație și modul silențios. Dacă există un semnal puternic, ajustați butonul la cel mult nivelul 4 pentru a obține cea mai bună stare de detectare. Dacă indicatorul de intensitate a semnalului de nivel 7 se aprinde, alerta de vibrație va fi activată. Cu cât nivelul de indicare a semnalului este mai mare, cu atât distanța de obiectul suspect este mai apropiată. În timpul funcționării, puteți regla potențiometrul pentru a regla sensibilitatea dispozitivului, pentru a crește sau a scădea, pentru a obține cel mai bun efect de detectare. Tot în modul RF, puteți vedea dacă cineva a lăsat intenționat un telefon deschis în jurul dumneavoastră. Pentru detectarea semnalului de câmp magnetic, procedați în felul următor. Apăsați și mențineți apăsată tasta M. Indicatorul de detectare a câmpului magnetic UG se va aprinde, iar lanterna se va aprinde și ea. În acest moment este activată funcția de detectare a câmpului magnetic. Când sonda se află aproape de distanța efectivă de detectare până la sursa de câmp magnetic, indicatorul de putere a semnalului se aprinde, indicând că în apropierea sondei există un obiect suspect care emite câmp magnetic. Această funcție este folosită cel mai frecvent în inspecția mașinilor auto. Se recomandă să scanați cu grijă partea de jos a mașinii, capota, portbagajul și interiorul mașinii. Identificarea camerelor video ascunse cu funcția de scanare cu laser infraroșu. Pentru a începe detectarea camerelor video ascunse, procedați în felul următor. În modul pornit, apăsați butonul laser LED pentru a activa funcția. Indicatorul LED al funcției laser se va aprinde. Apăsați și mențineți apăsat acest buton pentru a schimba frecvența de clipire a laserului LED. Cu această funcție puteți scana dacă există o cameră video spion în jurul dumneavoastră prin evidențierea ei cu un punct reflectorizant roșu. Distanța efectivă pentru această funcție este de la 0,1 până la 5 metri. De asemenea, puteți folosi acest dispozitiv și ca o lanternă. Când dispozitivul este pornit, apăsați și mențineți butonul laser LED pentru a activa funcția de lanternă. Dispozitivul se oprește atunci când bateria este descărcată. Dispozitivul conține un acumulator în interior. Spor la detectat.